La sfârșitul săptămânii trecute, liderul AMN, Serafim Urechean, a avut o serie de întâlniri cu alegătorii în orașul Bălți. Întâlnirea de la Teatrul Vasile Alexandrie a fost marcată de un incident care, potrivit liderilor AMN, a fost pus la cale de oponenții acestui partid. În sala arhiplină, care aștepta ieșirea în scenă a liderului AMN, au venit niște indivizi adepți ai comuniștilor care au început să înjure și să fluiere, spunând că liderul AMN trebuie să vorbească în limba rusă. Республика Молдова стала самой бедной страной не только Европы, но и всего мира. И если вы этого не понимаете, я понимаю, что вас устраивает положение дел, потому что в Бельцах особая диктатура. Вы мне скажите, вот... Я хочу сказать, что мы ехали в поездах кусочках хлеба, для того, чтобы содержать те люди, которые остались в стране. Возможно поменять только если... Tentativa lor de a-i provoca pe cei veniți la întâlnire cu Serafim Urechean a eșuat. Văzând că lumea nu prea îi bagă în seamă, scandalagii au părăsit sala după vreo 5 minute de bufonadă. Serafim Urechean le-a vorbit celor prezenți despre efectele crizei economice, despre încălcarea drepturilor omului de către cei care se află la guvernare, despre lipsa locurilor de muncă și migrația masivă a populației.